Comuna Șimia s-a alăturat și ea programului Rabla Local. Aici sunt disponibile 100 de mașini care pot fi casate. Primăria va aloca din bugetul local 600 de lei per mașină, iar administrația Fondului de Mediu 2400 de lei. De menționat este faptul că până la acest moment, adică în două zile, s-au înscris doar 16 persoane, fiind disponibile în continuare peste 80 de locuri. 100 de mașini vechi înmatriculate în comuna Șimian urmează să fie casate prin intermediul programului Rabla Local. Primăria Mehedințean a fost acceptată în programul derulat de Ministerul Mediului. Pentru a fi acceptați în program, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Printre acestea, să aibă domiciliul în localitatea înscrisă în program, să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani, să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local. Înscrierile în program se fac prin intermediul unei aplicații informatice. Aici creare conturi, depunere dosar. Depunere cerere. Și este înseamnat că este dosar. Adresă de mail și parol. Până în acest moment s-au înscris în program 16 persoane din comuna Șimian, astfel că au rămas disponibile peste 80 de locuri. Din suma care o vor primi persoanele fizice cu domiciliu pe raza comunei Șimian care se înscriu, 2400 de lei vor fi alocați prin Agenția pentru Fondul de Mediu, iar 600 de lei vor fi alocați din bugetul local al primăriei comunei Șimian. Ce trebuie să facă cei care primesc răspunsul de la... Da, primul pas este înscrierea persoanelor fizice cu domiciliul în comuna Șimian pe site-ul AFM. După aceea, Agenția pentru Fondul de Mediu o să ne transmită la Primăria Comunei Șimian o listă cu toate persoanele care s-au înscris. Aceștia urmând să depună solicitare de înscriere în program, plus documentele aferente acestui program, adică cartea de identitate, cartea de identitate a mașinii, plus toate documentele fiscale care le pot lua de aici, de la primărie. În cadrul programului Rabla Local s-au înscris 6 primării din județul Mehedinți.